Copilăria este celebrată și la Bușteni. Amfiteatrul din Parcul Central al orașului va fi gazda unui eveniment de excepție la care sunt așteptați toți copiii cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului 1 iunie. Invitații de excepție vor anima atmosfera și ne vor asigura că sărbătoriții zilei vor avea parte de o zi specială. Evenimentul va debuta la ora 11.30 cu spectacolul Rățușca cea urâtă în regia actriței Dana Truță și reprezentat de trupa Melanie Art. Piesa va fi jucată de două actrițe profesioniste, Cătălina Oanci și Bianca Timea, și este primul spectacol de teatru pentru copii cu păpuși anti-bullying. Și asta pentru că managerul trupei Melanie Art, Andrei Ghebaru, își propune să combată acest fenomen întâlnit încă de la cele mai frage de vârste. În intervalul 12 30, .30 va avea loc la premiilor de excelență, unde vor fi premiați peste 220 de copii pentru realizările lor deosebite. Iar de la ora 14.30 cei prezenți vor avea parte de un program de muzică și dans organizat în cadrul unei mini-discoteci pentru copii. Pe parcursul întregii zile, copiii vor putea participa la jocuri distractive cu personaje Disney, face painting, act activități organizate de animatori și diverse ateliere de creație din material reciclabil. Totodată vor putea savura delicioase dulciuri vată pe băți și răcoritoare. Pentru mai multe detalii legate de eveniment, puteți accesa ziarul online www.zvp.ro.